Hai să luăm fani și bine găsit nou episod de pe acest canal. Acest episod vom face o comparație între un pistol de 300 de lei pe CO2. Ăsta l-am cumpărat și eu la negru. E că a avut-o bine. Și unul de 6 lei pe arc. Prima dată vom începe cu manevrele. Cum se face, cum se încarcă ăsta. Eu am băgat deja bile în el. Nu știu de ce tot cad. Mai am una. Asta, pe CO2. Se desface aici în spate. Aici așa o rotiță de asta și borâtă. Nu știu dacă vede, dar băgăm CO2 acolo și îi dăm presiune. Nu știu dacă vedeți voi prea bine, dar face pâs. Un capacul din spate, iar îl punem la loc. Băgăm în ăsta aici niște bile de 20 de grame, asta ne-a retras în spate și pe găurița asta se introduc bile. El e încărcat acum. Da, și am băgat ăsta înăuntru și gata, tot tras. Ceva nu e în regulă. Deci ăsta e mai simplu așa, săracul. E pe arc. Are aici un buton, tragi de el înapoi. I-am luat niște bile de astea de 12 grame, cred. Abar nu. Le facem aici jos, așa, frumos. Încercăm să le luăm înapoi din iarbă. Faza la el că pot să-l încarc cu bile de 20 de grame. Intră aici așa. Așa e mai așa. Tragi de el și gata de tras. Cred că ați văzut. Faza la asta că poți să folosești bilele numai... Da, s-a stricat. Încercăm să reparăm. Reclamă. Am început bine. Gata. Cred că e reparat. Mere. Deci, 6 lei. Mere cât de cât. Hai să începem să trecem mai departe. Prima dată vom începe cu testul de distanță. Prima cu acest pistolar, cum îi zice aici? Nu știu ce, under 3 ani. N-ai voie pe sub 3 ani, n-ai voie că... Deci deja putem observa că funcționează reglamentului, conform regulii. Da? Mai tragem pe el. Să încerc să pun și în față la ori. Bine. Adios testul meu. De tragere. Pune cu pauză. Am revenit. Iar pauză. A 1000 oară încerc, mă încerc cancerul de pistol. Hai să vedem dacă trage măcar acum. Nu știu ceva. Stai să iau camera, telefonul ăsta. Deci, uitați-vă la el. Cât ziceți voi că merge? Merge vreo 5 metri. Deci hai să tragem. Eu nu mai am chef să mai mă joc. Acum să îl încurcăm pe ăsta. Așa dă mai țin eu tu camera, că e cameramană bună. Dar nu punem mâna pe cameră, băi. Dar îmi pare rău de calitatea superioară a cameramanului meu. Hai să tragem că mai așa. Nu știu până unde o văd. Dacă s-au văzut. Deci de aici, mere de aici, până, hai să vă arăt până unde. Până acolo. Are recul. Are și recul băiatul. Dar acum hai să trecem la practică. Deci o să începem cu precizia cu acest pistol. Vedeți să porumb ăla de acolo de lângă rată. Să vedem dacă îl nimerim. Am ratat. Deci nu-i bun de nimic. Hai să tragem cu ăsta frumos. Deci o să vedem. Eu o să trag de... direct. Îmi pare rău. Deci cam a tot fost cu șpilul ăsta. L-am nimerit. Hai să ne apropiem un pic de... Da, acest miroboam pistol și de locul în care am nimerit. Partea asta albă, să vedem.
porumbul săracul e mort și el săracul. Și aici am mai tras de câte ori stolul ăsta și cu cioburi tot. Și când folosiți airsoft-ul, nu vă jucați așa fără ochelari. Eu tot episodul ăsta i-am folosit. Să nu credeți că fac manevre. Deci i-am folosit așa. No, eu am fost David 1300, iar nu ne vedem data viitoare. Ba. În plus, nu vă cumpărați ochelari ăsta. Pistolul ăsta de 6 lei. Eu m-am enervat un pic pe el. Hai să-l vedem. Câine. Deci și-o mâncat niște gloanțe în gură. Nimic trecut pe dincolo. Deci o să mai încercăm cu un singur gloanț. Deci punem ochelarii. Și punem asta așa, aproape. Cred că se vede. Deci cam tot a fost episodul de azi, am fost David 1300, iar ne vedem data viitoare. Nu vă cumpărați așa. Mai bine nu cumpărați nimic și muriți fără airsoft. Deci, javra asta, ia. Ne vedem data viitoare.